Suntem la Gromalim 2022, la standul Titan Machinery și la Vaderstad, una din piesele de rezistență ale companiei. Vă mulțumesc! Da, și în ediția de anul acesta Gromalim, împreună cu importatorul nostru unic pe România, am venit cu expuse patru utilaje Vaderstad, având în vedere ce an bun cu livrări extraordinare am avut anul acesta. Am reușit să strângem patru utilaje de top ca să le prezentăm fermierilor din vestul țării. Am reușit să venim cu două semănători, Rapid de 4 metri de cereale păioase și Tempo de 6 rânduri purtată de plante prășitoare. Iar pe partea de pregătire a solului, am reușit să aducem un top-down de 6 metri, un utilaj mare, de lățime mare de lucru destinat lucrărilor de pregătire a solului până la 25 de centimetri. Chiar un utilaj care în alți ani l-aveam pe lățimi mult mai mici, dar având în vedere disponibilitatea am reușit să aducem acest utilaj de 6 metri. Iar de față avem un carrier, un disc de dezmiriștire de 4,25 m, un disc extrem de versatil comparativ cu ce am lăsat în anii 2000, un carrier simplu. Carrierul acesta XL este foarte versatil din punct de vedere al accesoriilor pe care le putem configura, inclusiv ulterior livrării utilajului, adică de față avem un utilaj cu echipat cu discuri de 61 de centimetri și tăvăluc dublu de oțel. Dar ulterior livrării, utilajul poate fi configurat de client cu fel de fel de accesorii în partea frontală, fie grapă de paie, fie tocătoare de resturi vegetare, fie bară de nivelare. Putem configura utilajul cu două rânduri de discuri sau de 51 sau de 61 centimetri în același timp și putem, de asemenea, unghiul de atac este cu reglare individuală pe fiecare disc. Iar în partea de tăvălugire, de asemenea, suntem disponibile patru tipuri de tăvălug, de la tăvălugul dublu de oțel prezent de față, până la tăvălugul simplu de oțel, tăvălugul double soil sau tăvălugul de cauciuc. Deci, acest utilaj este foarte ușor de reconfigurat și extrem de versatil, ajutând fermierii să realizeze toate lucrările de la dezmirștit până la pregătirea înaintea de semănat.